Bogdan, după perioada de pregătire ați început și meciurile de verificare, astăzi un test util cu Gloria Albești. Bună ziua, da, am avut o perioadă foarte bună, am încercat să dăm în fiecare zi tot ce am avut mai bun din noi, să jucăm la fiecare meci tot ce am făcut în antrenamente și să creștem până începe perioada de meciuri oficiale. Mai aveți aproximativ o lună, deci sunteți pe ultima linie dreaptă a pregătirilor. Da, da, nu contează cât mai avem, contează că la fiecare antrenament tot așa să mergem concentrați, să dăm tot ce avem mai bun și să fim pregătiți pentru perioada de meciuri oficiale. Care sunt obiectivele tale pentru acest an? Obiectivele mele sunt de a juca cât mai multe meciuri pentru și pentru Liga 3 și pentru junioria și de a da tot ce am mai bun ca să putem să reușim să câștigăm la sfârșit de an și să fim fericiți, să intrăm fericiți în vacanță. Emre, o partidă de verificare utilă astăzi cu Gloria Albești. Da, bună ziua, a fost un meci foarte bun cu echipa bună de Liga 3 și ne-am făcut antrenament, cum s-ar zice. Ați terminat perioada de pregătire, acum meciuri amicale, mai aveți 3 săptămâni până la startul campionatelor. Da, vom avea multe amicale și sperăm să facem și victorii cu ele. Ce îți propui pentru acest an? Să câștigăm cupa cu echipa de U19 și la Liga 3 promovarea în Liga 2. Domnule Mihu, meci de verificare cu Gloria Albești, o echipă de Liga 3 astăzi. Bună ziua! Da, este o perioadă mai dificilă pentru jucători, dar foarte importantă pentru meciurile care vor urma. Un meci de verificare cu o echipă foarte bună de Liga 3 și mai ales că noi am jucat cu jucători de 2003, 2004 și 2005. O evoluție foarte bună, puteam chiar să înscriem și să învingem astăzi. Cum a decurs perioada de pregătire? O perioadă bună până acum, mai sunt destule meciuri de pregătire. Sperăm ca în continuare să nu avem parte de accidentări și să putem continua în formulă completă. 3 săptămâni până la startul meciurilor oficiale, pe ultima linie dreaptă acum. Da, o să avem niște meciuri importante, o să începem cu meciul din cupă împotriva Clinceni și după exact o săptămână vom juca împotriva lor în campionat. Sperăm să avem o perioadă de pregătire foarte bună care să ne permită să abordăm meciurile cu succes.